Plata asigurărilor de sănătate nu funcționează pe principiul pensiei, unde contribuția fiecarei persoane se cumulează în timp, a explicat Dan Vâlceanu într-un interviu. Prin urmare, cei cu venituri mari sunt dezavantajați, susține ministrul demis al finanțelor. Este incorrect ca cineva să plătească, de exemplu, care câștigă un salariu mare, să plătească 10% din acel salariu și cel care câștigă un salariu mic să plătească un salariu, o contribuție mult mai mică. Ei beneficii, practic, de acele servicii atunci când ajung la spital. Și atunci ar trebui să gândim un plafon până la care să percepem contribuția de sănătate. La rândul său, premierul interimar Florin Câțu a declarat că există mai multe variante pentru a reduce aceste costuri. Astăzi există plafoane pentru anumite categorii. Rezultatul final este acela că vrem ca acest cost să fie mai mic pentru cetățeni. Reprezentanții pacienților și experții în politici de sănătate publică susțin că o asemenea măsură ar încălca principiile pe care e fondat sistemul asigurărilor sociale. Declarația ministrului interimar de finanțe denotă că, pe de o parte, nu a citit legea ca să vadă care sunt principiile de bază ale unui sistem de asigurări sociale de sănătate, respectiv principiul solidarității între tineri și bătrâni, sănătoși și bolnavi, între cei cu venituri mari și cei cu venituri mici. Altfel spus, cei cu venituri mari acoperă lipsa de contribuție sau contribuția cu sume mici a celor care au venituri mici, din păcate majoritatea populației. Acest principiu de solidaritate socială dispare sau este foarte limitat. Sunt și persoane care contribuie puțin. Adică 10% din salariul minim pe economie, dar cheltuienile din fond sunt cu mult mai mari. După ce este atât de mic, vine un neavenit și spune hai să mai reducem. Potrivit lui Dan Vâlceanu, reducerea contribuțiilor la sănătate ar trebui gândită la pachet cu alte măsuri de reformă, ca eliminarea excepțiilor de la taxarea muncii, de care beneficiau anumite categorii profesionale. Înțelegem două direcții de modificare a sistemului de taxare a muncii. Pe de o parte, reducerea contribuției individuale la asigurările sociale de sănătate să aibă un plafon superior. Iar al doilea, îl văd eu ca o reintroducere la plata contribuției la sănătate și probabil și impozitarea pentru celelalte categorii de persoane, cum ar fi programatorii sau persoanele ce lucrează în construcții. În prezent, România are cele mai scăzute cheltuieli pe sănătate din Uniunea Europeană, atât pe cap de locuitor, cât și ca procent din PIB.